Sunteți cu nervii la pământ în legătură cu domnul ministru Rafila, l-ați sunat, l-ați făcut albie de porc și sunt convins că ați avut genul ăsta de reacție, pentru că vă știu foarte nervos când vine vorba de felul în care se cheltuie banii românilor, mai ales când e vorba de miliardul ăla pentru vaccinuri. Și când ați citit știrile astăzi, cred că v-a apucat o zdraci, a spus pe telefon, a sunat pe domnul Rafila. Greșesc? Care știri care le-a spus, le-a făcut domnul Cățu? Nu, a apărut o citație de la Pfizer. Pfizer ne dă în judecată și în baza acestei situații pe care o parcurgem a apărut citația. Și în citația aia, vă spun, numai încurcături. Numai încurcături sunt în acea citație. Se pare că domnul Rafila este cel care a comandat jumătate din miliardul ăla de vaccinuri, dat pe vaccinuri. Ce ziceți de această situație? Da, știți că situația este extrem de încurcată și controversată. Până la urmă, cei care au declanșat toată nebunia vaccinurilor și a achizițiilor din pandemie nu suntem noi, cei de la Partidul Social Democrat. Bineînțeles că Pfizer a acționat în instanță, așa cum știm, mai da. Multe state sau intenționează mai multe state din Uniunea Europeană pe aceeași temă. Da. Sunt convins că se va lua o hotărâre la nivelul Comisiei Europene. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, nu am informații în plus față de ceea ce îmi relatați dumneavoastră. Pot să presupun că ar fi fost o continuare a contractului încheiat de guvernările anterioare. O continuare. Nu, ce spune domnul Rafila, am reținut că am stat și am ascultat și ca să văd și apărarea domnului Rafila, zice, domnule, era un memorandum, doar că această citație spune că, domnule, nu în baza memorandumului dă în judecată, ci în baza documentului semnat de domnul Rafila. Dacă aveți citația să o dăm pe ecran ca să putem să clarificăm un pic până să mergem și după aia să mergem și la ceilalți interlocutori. Dar nu am informații în plus să vă ofer, nu cunosc subiectul în detaliu, mi-e greu să cred că s-a făcut mai mult decât au făcut cei cu miliardul din guvernările anterioare. Ia uitați, avem aici, România a semnat VOF-ul, adică felul în care noi achiziționăm aceste vaccinuri, său la 7 ianuarie 2022, când era domnul Rafila ministru. În temeiul căruia și în conformitate cu articolele cutare, România a cumpărat 39, ia uite-te și tu câte, 39 de milioane de doze contractate și a convenit asupra unui program lunar obligatoriu pentru livrarea acestor doze într-o cantitate specifică în fiecare lună. Bun, sunt niște detalii aici. De aici parcurgem niște detalii. Da, România... lăsăm fragmentul ăsta pe ecran ca să îl poată citi oamenii. Vom difuza așa ce materiale avem, vă pune la dispoziție, înainte de a trece la ceilalți invitați. Deci, domnul Gădei, nu pare evident că domnul ministru Rafila e cel care a făcut ultima comandă substanțială de vaccinuri? Dacă e vorba de comanda în baza contractului asumat de guvernele anterioare, este o discuție. Nu cred că este o comandă nouă, având în vedere că România era sub contractele cercetate de DNA acum la momentul ăsta. Haideți că domnului Gâdei, că aștepta să intervină. E greu de ascultat fără să-l întrerup pe distinsul invitat, mai ales că tupeul celor care au guvernat execrabil țara asta în timpul pandemiei au curajul să ridice glasul acum și să o facă pe inocenții. Vă reamintesc un lucru. DNA-ul, la momentul ăsta, nu am auzit să-l fi anchetat pe domnul Rafila în vreo speță vis-a-vis de achiziția vaccinului sau achizițiile din pandemie. Până una alta, DNA-ul a indicat niște persoane, niște personalități care au făcut parte din aceste guvernări și care sunt anchetate. Până la proba contrarie, până la a face o telejustiție aici și a ne spune de memorandumuri, de comenzi, de contracte, de o bla 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 bla, să ne aducem aminte, încă o dată vă spun că DNA-ul anchetează foști miniștri din guvernul din care domnul Vâlceanu a făcut parte, domnul și nici de cum domnul Rafila. Domnul Rafila.